Pe vremuri, Deva era catalogată drept un mic și cochet oraș burghez. Astăzi, imaginea reședinței de județ este una deplorabilă. Deva, abandonată de primarul Florin Oancea imediat după ce a pierdut alegerile din 9 iunie, condusă în ultimele luni prin delegare de atribuții de unul dintre viceprimari, este acoperită de câteva zile din nou de munți de gunoi și deșeuri neridicate de Societatea de Salubritate Supercom. Și asta pentru că angajații au fost timp de 2 zile într-o grevă spontană, deoarece nu și-au primit salarii pentru luna august, spun surse din rândul protestatarilor. În ciuda amenințărilor că se vor alege cu zile nemotivate, angajații au refuzat să iasă pe trasee până nu-și vor primi leafa cuvenită pentru munca depusă. Se pare că luni seară o parte dintre angajați și-au primit salariile, însă nici în această dimineață gunoiul nu a fost ridicat în unele cartiere din Deva. Aceleași surse mai spun că Societatea Supercom nu mai dispune de suficiente mașini, multe dintre ele fiind stricate și zac nereparate în curtea firmei. Ce spun de veni? Uitați aici. Ce voi? Nu, acum am și mers să plătesc gunoiul. De acolo și vin. Reclamațiile unde să faci, te plimbi pe la primărie. Nu. Mersi. Deci nu sunteți mulțumit de modul în care este gestionată această... Nu, absolut deloc. Uitați, filmați dacă vreți la blocul D, pe bulevardul Decebal, acolo sunt 2 containere pe lângă containerele existente, toate sparte, rupte, maroțile mai zbune. Acum, da, într-adevăr, nu-i bine, nu-i bine. Nu e bine, mai ales când se pune problema asta și în vremurile de astăzi. Vedem tot mai bine, dar apar probleme. Credeți că poate fi un pericol și pentru sănătatea noastră? Absolut, absolut, da. Nu prea grozav. Și acolo, eu stau în cartierul la Patria, și acolo e atâta mizerie și astăzi am trecut pe acolo pe jos, nu se ocupă nimeni. De locuitorii reședinței de județ nu-i pasă nimănui. Bat la uși închise pentru că primarul Florin Oancea, din respect pentru ei, și-a abandonat atribuțiile pe principiul timpul trece, leafa merge, peste 20.000 de lei pe lună, el cu spor chiulește de la primărie. Luați la rost de consilierii locali din opoziție, liberalii afirmă că Florin Oancea este în Deva, dar lipsește cu desăvârșire, demonstrează realitatea.